La vârsta de 27 de ani, Ana Maria Nesteriuc este una dintre cele mai experimentate atlete ale clubului Steaua București. Specializată în probe de viteză, Ana Maria este pregătită de către mama sa încă din prima zi în care a pășit pe pista de atletism și visează ca în viitorul apropiat să cucerească o medalie la o competiție majoră. Cum e să fii antrenată de mama ta? E puțin diferit. Uneori poate să fie influențată de faptul că sunt copilul ei și poate încearcă să-mi lase antrenamentele mai ușoare. Dar, pe de altă parte, știu că nimeni n-ar putea să mă susțină în felul în care o face ea. Faci printre altele și probele de 60 și 100 de metri garduri. Nu e dificil pentru tine? Nu te accidentezi? Ți s-a întâmplat să te împiedici de garduri? Da, mi s-a întâmplat de câteva ori. Am două cicatrici destul de urâte pentru că am căzut peste garduri. Dar m-am obișnuit în timp. Mi se pare mai greu să alerg fără garduri acum decât cu garduri, sincer. Ce reprezintă pentru tine faptul că ești legitimată la clubul Steaua? Reprezintă o oportunitate. M-a ajutat foarte mult clubul de-a lungul timpului, m-a susținut. Sunt legitimată la club de foarte mulți ani și mi-au fost alături pe tot parcursul acestor ani. Ai și alte activități comune cu mama ta? Nu știu, de exemplu, gătiți împreună, mergeți în excursii împreună? Nu mai locuiesc acum cu mama mea de 2 ani de zile, dar înainte mai ieșam așa la, nu chiar concediu, așa la o plimbare sau, da, ne mai petreceam timpul liber împreună. Care este marele tău vis ca și sportivă? O medalie la un campionat major, Jocurile Olimpice ar fi ținta supremă, dar până la Jocurile Olimpice mi-aș dori o medalie la europene sau la mondiale. Antrenoarea Doinița Nesteriuc a dezvăluit pentru Steaua TV cum a ajuns fiica ei să facă probe de garduri, când au fost momentele dificile în relația mamă-fică și de ce este greu pentru Ana Maria să concureze în țară. Cum este să fiți antrenoarea fiicei dumneavoastră? Este și ușor, dar și greu. Este ușor pentru că este un copil deosebit, este un copil care muncește, un copil inteligent și care știe ce vrea. Dar este greu pentru că am fost nevoită uneori să fiu doar antrenoare și mai puțin mamă. De cât timp o antrenați pe Ana Maria și dacă au fost momente în care ea nu v-a ascultat din postura de sportivă? Deci o antrenez de mică, a venit pe stadion pur și simplu să se joace și ușor, ușor a venit și a lucrat. În general mă ascultă, în general ascultă. Când era în perioada adolescenței, așa un 16 ani, așa, atunci era un pic mai rebelă, mai... Dar e vârsta. În general ascultă și mai ales acum e mare, știe, e conștientă de ce face. Dumneavoastră ați făcut lungime. Pe ea de ce ați direcționat-o spre probele de viteză? Eram foarte derutată, chiar nu știam la ce să o bag, pentru că nu neapărat excela într-o probă, dar era bună la viteză, era bună la lungime, era bună la garduri. Și gardurile i-au plăcut de mică. De când era mică și ea a crescut pe stadion, paranteză fac, de la 6 luni jumate a crescut pe stadion. Și atunci când era mai mărișoară și deja alerga, tot timpul îi trebuiau garduri. Și încă o chestie, eu eram însărcinată în 5 luni jumate și am căzut pe garduri. Cineva mi-a spus, fiică ta, o să ajungă gardistă. Unde o vedeți pe Ana Maria cel mai sus în cariera sportivă? Eu sper să ajungă să iau o medalie la o competiție majoră. Nu ne lipsesc competițiile cu adversari puternici. Ea nu și-a făcut niciun personal best în țară. Aici nu are cu cine alerga, din păcate. Și eu sunt convinsă că are în picioare baremul de Jocurile Olimpice. Dar trebuie exersat, pentru că în țară e greu să fugă, să dea 100% din ceea ce poate când adversarele sunt în spate. E o situație ciudată puțin așa. Ana Maria Nesteriuc are în palmares 11 titluri naționale în aer liber și 7 în sală, iar în 2017 la Jocurile Mondiale Universitare de la Taipei a cucerit medalia de bronz în proba de 4x400 de metri.